Cum a fost experiența ca student la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității? De când am început, m-am simțit ca într-o familie. Pe an ce a trecut, mi-am dat seama că sunt într-o familie. Cadrele didactice te ascultă, te îndrumă, te ajută, deci a fost totul spectaculos, pot spune. Ai ce să înveți, la orice laborator ai cum să pui mâna, să lucrezi, să faci ceea ce trebuie. Colegii au fost de altfel minunați și sper să colaborăm cu toții și după ce terminăm acum. Au trecut 6 ani, nici nu mi-am dat seama. Experiența mea la universitate a fost superbă. Este a doua facultate pe care o fac. Nu pot compara. Prima a fost psihologia, asta e medicină veterinară. N-am termen de comparație. Pentru mine experiența facultății de medicină veterinară este un cumul de emoții. Îmi vin acum retroactiv niște momente incredibile din primul an, ținând cont că nu știam nimic despre medicină veterinară, făcând foarte multe cercetări în laborator, colegii mei, picări la anatomie, colocvii luate și picate totodată până în anul 6, când am mers la ferme și în tot acest timp mi-am dat seama că meseria ți-o simți, nu ți-o alegi și mă bucură, aș putea să spun îngrozitor de mult, faptul că o să am un viitor atât de frumos ca medic veterinar. Ce le urez colegilor? Le urez în primul și în primul rând să facă tot posibilul să salveze viața pacientului lor, adică a animalelor. Să aibă succes în toate, indiferent de domeniul pe care îl aleg. Nu știu ce vor să profeseze toți, dar le doresc mult succes.